În dezbaterea Parlamentului va intra din toamnă acest proiect legislativ al senatorului Darius Vâlcov, care este susținut de autoritățile județene și de oamenii de cultură din Olt. Este necesară pentru că identitatea poporului român nu trebuie pierdută, chiar dacă lumea întreagă tinde către globalizare. Vreau o sărbătoare a portului popular tradițional românesc, care să plece de la cezieni spre țară. Acum, din păcate, numai anume instituții care doresc și cărora le place foarte mult folclorul și actul cultural legat de tradițiile populare, marchează ea fie prin sărbători, fie prin costumul unui ansamblu, fie prin alte evenimente. Atunci, în toată țara s-ar întâmpla aceste lucruri, măcar o zi, ca să nu zic o săptămână, cum domnul Darius Vâlcov, senatorul de Olt, încearcă să promoveze un proiect de lege ca să fie o zi sau poate chiar o săptămână a portului popular tradițional în perioada Rusaliilor. Etnograful Rada Ilie a explicat de ce este necesar ca portul popular și ia de cezieni să fie apreciate și promovate. Ne pierdem aceste valori. Dacă nu le dăm atenție, le pierdem și este păcat. Că toți străinii sunt înnebuniți după ia noastră românească. Eu care am lucrat 40 de ani în muzeu și am ghidat tot felul de străini, când ajungeau în dreptul costumului popular, nu puteam să-i mai iau de acolo. Proiectul de lege propus de senatorul Darius Vâlcov prevede ca de Rusalii, ziua națională a portului tradițional, să se organizeze activități sociale, spectacole și concursuri cultural-artistice, prin care să se prezinte costumele tradiționale din fiecare zona țării. În plus, în perioada mai-iunie, radioul și televiziunea română trebuie să difuzeze emisiuni tematice, iar în școli, la orele de educație civică, vor fi repartizate 2 ore în luna mai pentru tematica legată de portul tradițional și semnificația acestuia.